Salut! Am să vă arăt cum să asamblați acest cărucior sport ușor, Light Up. Prindem căruciorul de mâner, eliberăm blocada și cu o mișcare fermă tragem în sus, până auzim click. Acum instalăm roțile din față, le glisăm peste tuburi până când apare o protecție argintie și auzim un click. Pentru a demonta roțile, apăsăm butonul lateral și tragem de roată. Acum nu avem decât să desfacem copertina. Important, la capătul copertinei mai avem o protecție de soare. Înclinăm mânerul pentru copil, până auzim un click. Pentru a plia mânerul, apăsăm ambele butoane de la baza acestuia. Înainte de plimbare, nu uitați de suportul pentru pahare. Glisați-l peste ghidajul din partea laterală a mânerului. Căruciorul este gata pentru funcționare. Haideți să vedem ce poate să facă. Frâna este centrală. Apăsând o blocăm, ridicând o eliberăm. Putem apăsa în orice loc. Înainte de prima plimbare, ajustăm lungimea curelelor, astfel încât să se potrivească copilului nostru. Pentru a desface centurile, apăsăm butonul din mijloc și le fixăm în modul următor. Unim aceste două elemente și glisăm în priza centrală. Pentru a rabata șezutul, apăsăm butoanele din spate și îl tragem în jos. O acoperitoare pentru picioare va fi utilă la plimbările în zilele reci. O punem, agățând-o cu velcro în 4 puncte. În caz de ploaie, folia va fi montată astfel. O întindem peste cabină și fixăm cu velcro pe părțile laterale. Salteluța are două fecțe funcționale, colorate diferit. Pentru a o întoarce, demontăm centura de umăr, desfacem catarama și tragem centura prin orificiul din saltea. Apoi, glisăm husele și tragem centurile de șold. Glisăm salteaua de pe husa cataramei, care leagă curelele și de pe mânerul copilului. Acum așezăm salteaua cu cealaltă culoare în sus. O punem pe mâner și husa cataramei care fixează curelele. Tragem centurile de șold și glisăm husele. La fel procedăm cu cealaltă centură. Tragem centurile de umăr prin orificiile superioare și le fixăm. Ne asigurăm dacă salteluța este așezată în mod corect. Pentru a plia căruciorul, ascundem copertina, ascundem mânerul copilului, deplasăm în sus pârghia de pe ambele laturi ale mânerului și împingem căruciorul în față. După pliere, are această formă.